Resturnare de situație în scandalul Cambridge Analytica. Profesorul rus Alexandre Kogan, ideea ce aceste informații sunt exacte e ridicol. Psihologul Alexandre Kogan, creatorul aplicației folosite de compania de consultant Cambridge Analytica pentru a colecta datele a 50 de milioane de utilizatori ai Facebook, a dat asigurări marci ce testele de personalitate pe care le-a pus la dispoziția companiei de consultanți erau foarte inexacte, sublinierei nu tocmai relevante pentru a fi folosite în campanii politice, relatează Press Association, sublinierei Reuters. Ideea ce aceste informații sunt exacte este, a subliniere zice, ridicol din punct de vedere subliniere științific, a declarat Kogan în fața Comisiei pentru Informatic, Media, Culturi sublinierei Sport a Camerei Comunelor, care a lansat o anchetă pe marginea acestui scandal, scrie Ager Press. El a insistat că Facebook dispune oricum de instrumente capabile să ajute grupuri de campanie să trimit mesaje publicitare direcționate, fără să mai fie nevoie de alte informații specifice privind personalitățile utilizatorilor. Compania mama Cambridge Analytica se cele, la peletit pe Kogan cu sute de mii de lire pentru a colecta date pe Facebook folosind teste de personalitate, notează PA. Întrebat de comisie care a fost valoarea muncii sale pentru SCL, Kogan a replicat, în baza a ceea ce subliniere timp acum, nimic. El l-a acuzat, de asemenea, pe fostul director al Cambridge Analytica, Alexander Nix, ce a mincit când a fost audiat de acea subliniere i comisie, în februarie, atunci când a spus că societatea sa nu a primit niciun fel de informații de la firma sa, Global Science Research.